Ce taine ascunde planeta? Cine amenință existența omului? Cum găsim soluțiile în lupta cu cei care vor ca Terra să dispară? De ce se tem oamenii de știință? Ipotezele și descoperirile care te vor șoca. Cu ochii pe lume, o emisiune marca Ren Moldova, în fiecare zi. Bine v-am găsit! Lumea atât de pestrițată încât îți fug ochii în încercarea de a prinde cele mai captivante secvențe din activitatea zburdalnică a planetei. Dar pentru că firea omenească e plină de curiozitate, ne tot prindem în plasa tentativelor cronice de a percepe lucruri pe care pe alocuri nu prea le înțelegem. Ce e de făcut? Noi doar vă oferim alternative, voi însă alegeți soluțiile. Emisiunea Cu ochii pe lume nu renunță la analiza anturajului cotidian și vă pune la dispoziție fapte, mărturisiri și concluzii care probabil vă vor face într-o bună zi să spuneți că ați aflat ceva nou și poate inedit. Iar cine pune mâna pe informație s-ar putea să gestioneze lumea întreagă. Tentant atunci, haideți cu mine! Pământul este casa noastră. Tot ce știm despre el astăzi este că ceea ce folosim este rezultatul experienței și a muncii strămoșilor noștri. Dar să ne imaginăm lumea fără unele descoperiri. Roata, electricitatea, motorul cu ardere internă. Fără de ce lumea noastră nu ar fi așa cum o știm? Probabil, fiecare dintre noi ar propune o listă proprie a marilor invenții. Dacă omul nu ar fi învățat să prelucreze metalele, acum am fi trăit cu totul altfel. Ce este metalul și cum a apărut pe planeta noastră? Răspunsul la această întrebare trebuie căutat nu aici pe Pământ, ci în cosmos. În univers există nenumărate stele. Acestea sunt sfere uriașe de gaz în care au loc reacții termonucleare, însoțite de sinteza continuă a elementelor chimice. Din ele sunt compuse toate corpurile cerești și tot ce există pe Pământ și chiar noi înșine. Dar cum iau naștere elementele? Cum din gaze, hidrogen și heliu apar metalele? E o întrebare foarte curioasă. Precum teatrul începe cu vestiarul, la fel și discuțiile pe teme complicate încep cu precizarea noțiunilor. Să precizăm ce este metalul. Conform criteriilor astrofizice, metal este tot ce e mai greu decât heliul. În acest context, întrebarea apariției metalelor echivalează cu apariția elementelor și a tot ce este viu. La ora actuală există două viziuni referitor la originea elementelor în univers. Prima, toate elementele s-au format simultan înainte de formarea stelelor, adică imediat după mare explozie. Al doilea punct de vedere constă în faptul că toate elementele sunt rezultatul evoluției care s-a produs în stele în urma reacțiilor termonucleare. Soarele este un reactor termonuclear imens, unde sub acțiunea gravitației protonii, adică nucleele de hidrogen, se ciocnesc și parțial sunt supuse dezintegrării beta. Se formează nuclee cu 2 protoni și 2 neutroni sau nucleul de heliu. Astfel, în interiorul stelelor apare un element nou. Toate stelele pot fi grupate în mai multe clase. Stele cu masa mică, medie și ultramasive. Ele se comprimau sub impactul gravitației. Temperatura creștea până la 27 de milioane de Kelvin. Ulterior avea loc sinteza de heliu din hidrogen la temperaturi și presiuni înalte. Aceasta era o reacție termonucleară, în urma căreia hidrogenul ardea ca lemnele, iar heliul este cenușa. În urma ciclului de evoluție a stelelor, nucleele acestor protoaștri se transformă în heliu. Apoi, în urma unui nou lanț de reacții termonucleare cu participarea catalizatorilor, carbon, azot și oxigen, apare o consecutivă carbon, oxigen, azot, până la titan, vanadiu și până la fier, elementul cu numărul 26. Fiecare element este meritul unei clase anumite de stele. În stele cu masa de până la 2,5 mase ale Soarelui se formează heliu și hidrogen. În cele mai grele, de până la 8 mase ale Soarelui, s-a format carbonul. De la 8 până la 12, magneziu și oxigenul. În nucleele celor mai grele stele, cu masa de la 12 până la 30 de mase ale Soarelui, reacția decurge până la explozie și formarea altei stele, sau până la sinteza fierului, nichelului și cobaltului. În ultimii 50-60 de ani a apărut noțiunea așa numitelor stele metalice. Ele nu constau din metale, însă
Însă, în spectrul optic al lor a fost descoperit un conținut anormal de înalt de metale. Ca urmare, în clasificarea spectrografică a stelelor, alcătuită din 7 gradații, a fost introdusă încă o gradație. Stele cu conținut anormal de metale. Astrul nostru, la finele existenței sale, va lăsa după sine absolut toate elementele cunoscute la ora actuală. Însă dacă fierul este un element răspândit pe larg în univers, pentru formarea așa numitelor minerale critice sau pământuri rare, trebuie să se producă un eveniment incredibil, chiar și la scara universului, ciocnirea a două stele de neutroni. Aceste obiecte au o rază relativ mică, doar 10-20 de kilometri, însă masa lor este echivalentă cu 1,5 mase solare. În urma coliziunii dintre acești monștri, iau naștere mineralele critice, inclusiv aurul. De fiecare dată când vă puneți bijuterii din aur, gândiți-vă că prețul lor adevărat sunt două stele de neutroni. Totuși, aurul se găsește în cantități infime în spectru, cu toate că deocamdată nu există confirmare exactă a cantității lui. Aurul este unul din primele metale cunoscute omenirii. Totodată, cantitatea totală de aur extras pe Pământ de-a lungul istoriei este mai mică decât cantitatea de fier extrasă în doar o oră. Atunci, de ce anume aurul a început să fie prelucrat mai devreme decât multe alte metale? Aurul este destul de des întâlnit în stare liberă, în formă de pepite. Când în secolul al XVI-lea Cortez a ajuns la țărmurile lumii noi, l-a frapat aurul aztecilor. Statuete, vase funerare, bijuterii, toate erau confecționate din aur. Însă, în același timp, aztecii aveau unelte și arme de luptă foarte primitive, topoare de piatră și arcuri cu săgeți. Dar de ce? Deoarece aurul nu este potrivit pentru astfel de scopuri. Fiind un metal moale, el se tocește repede, însă totodată este un metal foarte greu. Aurul este al nouălea element descoperit în antichitate. Este un element unic, care nu se oxidează, ușor de prelucrat. Însă de-a lungul istoriei, el a fost folosit doar pentru confecționarea bijuteriilor. Rolul aurului în industrie, comparativ cu cantitatea folosită în juvaiergie, este extrem de mică. În vremurile străvechi erau cunoscute 7 metale: aur, argint, staniu, cupru, plumb, mercur și fier. Metalelor li se atribuiau anumite proprietăți și erau identificate cu anumite planete din sistemul solar sau cu anumiți zei. Soarele reprezenta aurul, luna argintul, Jupiter staniu, Venus cupru, Saturn plumb, Mercur, Marte fierul. În această listă se regăsește un metal cu proprietăți apropiate de cele ale aurului. Acesta este cuprul. El de asemenea se găsește în formă liberă și este moale, de aceea este simplu de prelucrat. Anume, arama a stat la originele metalurgiei actuale. Pe insula Cipru se află unul din primele zăcăminte de cupru exploatat de către om. De aici se trage și denumirea cuprului, de la cuvântul latinesc Ciprium, insula Cipru. Cu aceeași denumire îl găsim în tabelul periodic al elementelor. Astăzi vom încerca să reconstituim una din primele invenții ale omului, să-i redăm un grad mai înalt de duritate metalului. Avem cupru, pe care strămoșii cândva au încercat să-l facă mai dur. Studiind proprietățile metalelor, omul a observat că dacă metalul se încălzește, el devine moale, iar dacă se răcește din nou, devine dur. Atunci a apărut ideea de a combina diferite metale atunci când acestea sunt încălzite, adică se află în stare lichidă. Aceasta s-a întâmplat cu aproximativ 4.000 de ani înaintea erei noastre, când a început epoca de bronz, care a durat aproape 2.000 de ani. Pentru a face elementul mai dur, strămoșii noștri topeau metalul împreună cu minereuri de cositor. Aliajul rezultat era utilizat pentru confecționarea uneltelor, vaselor și altor ustensile. Ce este bronzul? Un aliaj al cuprului cu alte metale. Cel mai răspândit este aliajul cu staniu sau cositor. Dar există și aliaje mai exotice, cu aluminiu, siliciu și chiar plumb. Totuși, cum obțineau strămoșii noștri bronzul? În continuare vom încerca să obținem plumb de arme cu proporția de 8-14%. Strămoșii noștri turnau aliajul în pământ, însă noi am pregătit o formă specială din metal. Până la apariția bronzului din cupru, nativ erau confecționate uneltele cu proprietăți care le depășeau pe cele din piatră. În comparație cu uneltele din piatră, cele din cupru oferă posibilități mai mari de manevrare. Cuprul era prelucrat prin metode primitive. Aceleași modalități de prelucrare au fost aplicate și pentru bronz. Bronzul este prelucrat prin orice modalități, cum ar fi prin tăiere sau forjare. Este un material foarte ușor de prelucrat.
cum au obținut strămoșii noștri bronzul? Probabil întâmplător. Sursa principală de aramă era sau cuprul nativ sau minereul de malahit cu conținut ridicat de cupru, dar și cu impurități de alte metale. Topind arama, oamenii străvechi obțineau bronz cu proprietăți diferite. Ulterior, pe cale experimentală, determinau proporția necesară. Cu timpul, cererea de bronz a crescut. Acesta era produs din minereu pe scară largă. Procedura era următoarea. Amestecul de cărbune cu minereu de malahit și cositor erau puse într-o oală de lut care era amplasată într-o groapă nu prea mare la foc. Monoxidul de carbon emanat în timpul arderii intra în reacție cu malahitul, eliberând cuprul, care se amesteca cu staniul din minereu. Astfel se obținea bronzul. Cu timpul, tehnologia a fost perfecționată, au apărut cuptoarele de topit. Noi avem acces la tehnologii, de aceea am construit cuptorul din cărămizi de șamotă. Strămoșii formau cărămizi din argilă, care apoi erau lăsate la uscat, erau arse și din ele se construiau cuptoarele. Aleajele de cupru se caracterizează prin duritate mai înaltă și capacitatea de călire decât arama pură. Treptat la aleajele din cupru au început să fie adăugate și alte elemente pentru obținerea noilor proprietăți ale metalului. Cele mai cunoscute sunt alama, aliaj de cupru cu zinc, și alpaca, aliaj cu nichel. În creuzet se adaugă puțin borax sau tetraborat de sodiu. El are rol de fondant, care se adaugă la topirea unui amestec de materiale pentru a coborî punctul de topire și a evita arderea lui. Aici avem în jur de 1 kg. Temperatura de topire a cuprului este de aproximativ 1084 de grade Celsius. Această temperatură este ușor de obținut în timpul arderii cărbunelui și poate crește pompând aer în zona de ardere. Astfel crește volumul de oxigen în care arde cărbunele. Calculând volumul de aer și umiditatea cărbunelui, se poate obține creșterea substanțială a temperaturii. În zona unde este pompat aerul, temperatura de ardere a cărbunelui este în jur de 2000 de grade. Firește, temperatura în cuptor este mult mai mică. Trebuie să așteptăm puțin până se va încinge bine și atunci vom obține aleajul. Când cuprul trece în stare lichidă, în el se adaugă al doilea element, staniul. Actualmente, acest metal este utilizat activ în procesul de lipire în sfera electronică. Cu ajutorul cositorului sunt fixate elementele pe plăcile de imprimare. Dar în epoca bronzului, cositorul avea un rol mult mai important. El era un element nelipsit pentru fabricarea armelor. Dacă am avut un kilogram, acum avem nevoie de 120 de grame. Cu cât mai mare este proporția de staniu, cu atât mai puțin maleabil devine până la un anumit punct. Se toarnă această cantitate în aliaj. Topitura se amestecă pentru a obține o structură omogenă. Am obținut temperatura necesară. Topitura este gata. Imediat vom vedea ce am obținut. Teoretic este bronz cu conținutul de staniu de 12%. Acum ar trebui să fie maleabil și ușor de forjat. Tehnologiile moderne ne permit să utilizăm o formă din metal. Însă meșterii din epoca bronzului foloseau nisip sau argilă, din care armurierul crea o formă pentru viitoarele arme. În ea era turnată topitura. Iată ce am obținut. Forma este gata. Din păcate, aici au existat impurități și obiectul nu este turnat perfect. Însă aceasta se corectează prin forjare. După turnare începea procesul de forjare. Batere a bronzului cu ciocanul, presând aleajul, îmbunătățindu-i caracteristicile și eliminând impuritățile. Obiectul este gata. Am încheiat procesul de forjare. Metalul obținut este mult mai dur decât arama. Odată cu trecerea timpului, zăcămintele de cupru sau minereu puternic îmbogățit au început să se epuizeze. Extragerea lui a devenit mult mai dificilă. Dacă în secolul al XIX-lea se extragea din mine care conțineau 69% de cupru, astăzi minereurile de 5% se consideră foarte bogate în aramă. În scoarța terestră, zăcămintele de fier sunt mult mai bogate decât cele de cupru, staniu și plumb. S-au epuizat doar rezervele accesibile de aceste elemente. Fierul se afla la suprafață, exista în cantități mari, de aceea a fost valorificat pe scară largă. Topirea fierului din minereu este un proces laborios, care decurge la temperaturi înalte. Fierul cedează în fața bronzului după duritate și rezistență la coroziune,
De aceea, timp îndelungat, omul nu i-a trage atenție. Dar situația s-a schimbat datorită unui trip de pe litoralul Mării Negre. Cuvântul halibas în limba greacă înseamnă fier și oțel. La fel se numea și populația unui trip din Asia Mică, ce popula teritoriile de la est de Marea Neagră. Anume, acest trip se spune că ar fi descoperit tehnologia de prelucrare a fierului. Iată cum descria Aristotel procesul de extragere a fierului. Halibii spălau nisipul din țara lor, adăugau în el o substanță rezistentă la foc și îl topeau în cuptoare cu construcție specială. Metalul obținut pe aceste cale avea culoare argintie și era anticoroziv. Judecând după descrierea lui Aristotel și analiza ulterioară a nisipului, halibii au fost primii care au obținut oțelul aliat. Ei topeau fierul într-o groapă, unde la temperaturi înalte limbile de fier se acumulau în partea de jos a cuptorului, formând un bulgăre de fier. Aceasta era prima etapă de prelucrare a minereului de fier. A doua etapă era forjarea. După topire, în bulgărele de fier rămâneau impurități. Ele puteau fi eliminate doar în urma forjării sau abaterii fierului. În afară de minere de fier și fierul topit, uneori oamenii găseau acest metal sub formă de fragmente de meteorit. Articolele din metalele cerești serveau drept etalon de calitate la care fierarii tindeau să ajungă. Un avantaj al fierului de meteorit este densitatea. Acesta este mai dens. Fierul de meteorit este unic în acest sens. Înainte de epoca de fier, când erau necesare unelte sau arme, acestea erau confecționate în mare parte din fier de meteorit. În mormântul lui Tutankhamon a fost găsit un pumnal confecționat din fier de meteorit. Probabil este cea mai cunoscută descoperire de acest gen. După inventarea cuptoarelor înalte de topit, metalurgia a stagnat timp îndelungat. Au schimbat situația cuptoarele de generația următoare numite Stukofen. Ele au apărut în premieră în India la începutul primului mileniu înaintea noastre. De acolo au ajuns în China, iar în secolul al VII-lea și arabii împrumutau noua tehnologie. La sfârșitul secolului al XIII-lea, Stukofenul a apărut în Europa. Dar pentru a urmări progresul pas cu pas, este necesar de a înțelege cum se extrage fierul din minereu. În timpul arderii cărbunelui se elimină dioxid de carbon, căldură și monoxid de carbon sau gaz de cahlă, care intră în interacțiune cu oxidul de fier. În urma procesului de restabilire se obține fier pur, iar carbonul intrând în reacție cu oxigenul formează dioxid de carbon. Fierul se scurge în partea de jos a cuptorului, combinându-se totodată cu carbonul din cărbunele încins. În funcție de cantitatea de carbon în fier, se obținea oțel, fier pur sau fontă. Un asemenea cuptor producea pe zi până la 250 de kg de fier și o anumită cantitate de oțel și fontă. Obținând fierul cu ajutorul acestui cuptor, fierarii recurgeau la diverse metode pentru a îmbunătăți calitatea materialelor și armelor. În China, fierarii îmbunătățeau rezistența armamentului prin pliere și forjare. În India a fost inventat oțelul bulat, dar situația s-a schimbat când a devenit posibil de a obține metalele nu sub formă de pastă, ci lichidă. Aceasta s-a întâmplat abia în mijlocul secolului al XIV-lea. Atunci a fost inventat furnalul, iar metalul a devenit accesibil pe scară largă. Lipețk. Aici se află unul din cele mai mari combinate metalurgice din Rusia, unde sunt produse aproximativ 15 milioane și jumătate de tone de oțel pe an. Combinatul metalurgic din Novolipețk este o întreprindere cu ciclu complet. Minereul, calcarul și alte materii prime sunt aduse la unitatea de producere unde are loc producerea aglomeratului. Anterior, minereul practic nu era purificat. După extragerea din zăcăminte, ajungea în cuptor practic fără a fi prelucrat. Acum, prima etapă de producere a devenit anume prelucrarea minereului. La combinatele miniere, minereul este măcinat, apoi din el se elimină impuritățile. Componentele de bază sunt aglomeratul, granulele de minereu de fier și coxul. Acesta are atât rol de carburant, cât și de reductor. Materia primă este turnată în furnal prin partea superioară. Coborând spre partea de jos, ele se încălzesc, are loc procesul de recuperare a minereului, iar odată ajuns în partea inferioară se obține fontă și zgură, care apoi sunt eliminate prin jgheaburi, căușe de fontă. Primele furnale cu aer suflat au apărut în 1828, datorită lui James Wilson. Dacă anterior temperatura aerului suflat era aceeași cu a aerului atmosferic, în furnal ea s-a ridicat
ridicat la 150 de grade. Aceasta a redus consumul de cărbune cu 36%. După obținerea fontei din furnal, este necesar de a reduce conținutul de carbon pentru ca, în cele din urmă, să se obțină oțel. În convector are loc tratarea șarjei metalice cu oxigen. În urma oxidării fierului, impurităților, cum sunt siliciul, manganul și fierul propriu-zis, are loc transformarea fontei în oțel. Ulterior, oțelul gata este turnat prin aparatul de turnare continuă în brame a câte 20 de tone, care sunt transportate în secția de laminare. Dacă brama are grosimea de 250 de mm, în urma presării la cald se obține o grosime finală între 2 și 25 de mm. Astfel, în mai puțin de o zi, fierul urmează calea de la minereul de fier la oțelul laminat, producerea căruia cândva ar fi durat luni de zile. 20 de tone de oțel laminat cu grosimea de 5-7 mm ar fi fost suficient pentru a înarma o oastă de 16.000 de luptători cu săbii cu greutatea de circa 1,2 kg sau de a echipa cu armuri 800 de cavaleri ai Ordinului Teutonilor. Astăzi, din 20 de tone de metal, sunt fabricate în jur de 20 de mașini. Se construiește un etaj al unui zgârie nori sau 3 vagoane de tren. De-a lungul existenței sale, omul a încercat să stăpânească metalele. Din bronz se confecționau arme și ustensile pentru o gospodărie. Din aur, bijuterii și obiecte menite să pună în evidență statutul înalt al proprietarului. Însă doar fierul a întrunit calități atât de necesare omului în viața de zi cu zi. Accesibilitate, durabilitate și rezistență. Cu miliarde de ani urmă, el s-a format în adâncurile stelelor și a participat la formarea planetei noastre pentru a schimba pentru totdeauna lumea oamenilor. A fost emisiunea Cu ochii pe lume, un proiect marca REN Moldova. Pe curând! Ce taine ascunde planeta? Cine amenință existența omului? Cum găsim soluțiile în lupta cu cei care vor ca Terra să dispară? De ce se tem oamenii de știință? Ipotezele și descoperirile care te vor șoca. Cu ochii pe lume, o emisiune marca REN Moldova, în fiecare zi.